Salariul minim ar putea crește de la 1 ianuarie, iar o variantă propusă de sindicate este ca venitul minim net să ajungă la 1530 de lei. Însă oamenii nu cred în nimic și afirmă faptul că s-au săturat de vorbe. O primă discuție între sindicate și guvernanți a avut loc marți, 31 august. În cadrul întâlnirii s-au analizat variantele propuse. Blocul Național Sindical propune ca salariul minim pe economie să fie majorat în 2022 până la 1530 de lei net. Liderii Blocului Național Sindical au spus că pentru ca această creștere să fie posibilă, deducerea personală de bază să se dubleze de la 350 de lei la 700 de lei pentru salariile aflate sub sau la nivelul salariului minim. Teoria sună bine, dar oamenii pare că și-au pierdut orice speranță și s-au săturat să audă vorbe, doresc să vadă fapte. Păi vorbesc, dar deocamdată așa sunt doar ce se zvonește prin mass media, dar concret nu-i nimic până acum. Ei promit că în campania electorală, dar nu se realizează nimic. Așa sunt minciuni. Amăgesc poporul. Nu vor face absolut nimic. Și mai e o problemă. În momentul când va crește salariul minim pe economie, o să vezi concedieri în masă de la privat. Că privatul nu are posibilitatea. Cu cât crește salariul, cu atât cresc, cum să spun eu, dările, adică asigurările la CSE-urile, toate ăștia la stat. N-am auzit nimic, dar nu cresc, zic că n-au bani. Prețurile cresc, dar pensiile, salariile nu cresc. Dar nu cred că... N-au bani, mai ales cu epidemia asta. S-ar spus că n-au bani. Dezamăgirea oamenilor este și mai mare în contextul în care se apropie sezonul rece și, după cum bine știm cu toții, prețurile au explodat, atât la energie și gaze naturale, dar și la alimente. Aceștia afirmă că nu știu cum o să facă față. Pe cei în cauză i-ar mulțumi orice fel de mărire a salariului, însă se tem că au fost doar vorbe, iar faptele vor întârzia să apară. Nu. Deci nu e bine. Nu. Nu. Minciuni. Minciuni de ale lor, nu. Nu cred. Nu cresc nici pensiile, nu cred nici salariile. De când a venit guvernul ăsta, mai bine să plece acasă, să lasă pe alții care sunt capabili. 1,6 milioane dintre angajații români, adică 1 din 4, trăiesc cu salariul minim pe economie. Ei primesc după o lună de muncă 1346 de lei bani în mână. Cei cu studii superioare au un salariu minim net de 1413 lei, iar cei din construcții de 1774 de lei. Guvernul ia în calcul două scenarii pentru majorarea salariului minim pe economie din 2021. Primul arată o creștere cu 85 de lei, iar al doilea cu 58 de lei. Ambele variante țin cont de indexarea cu rata inflației și cu productivitatea muncii.